Pentru prima dată în ultimii 70 de ani, Muzeul Național de Artă a deschis sala tronului și a prezentat publicului tronul regelui Carol I, un obiect mobilier din lemn aurit și ornat cu pietre prețioase. Evenimentul a marcat ziua regalității și s-a bucurat de un succes enorm, vizitatorii admirând îndelung toate obiectele din muzeu care au aparținut familiei regale. Realizat din lemn aurit și ornat cu pietre prețioase, tronul regal a fost folosit între anii 1885 și 1947 de către toți monarhii României. Odată cu venirea la puterea comuniștilor, a fost mutat dintr-un loc în altul până când i s-a pierdut urma. Ce sentiment vă încearcă atunci când vedeți scaunul regal aici, tronul regal? Poate pe undeva mă gândesc ce ar fi putut să fie. Deci emoția... Deși nu se știe. Ce știi tu de regalitate în România? Păi știu că primul rege la România a fost Carol I, după aia a urmat Ferdinand I, apoi Carol al II-lea și ultimul Mihai I a fost. La un moment dat, tronul regal a fost recuperat și dus la Muzeul Goleștilor din județul Argeș, iar acum, pentru prima dată după 70 de ani, a ajuns din nou în sala tronului din fostul palat regal, actualul Muzeu Național de Artă. Din cercetările recente rezultă că acesta este tronul regilor României, încă din anul 1973, când acest tron se afla în patrimoniul muzeului actual, el a fost împrumutat la Golești. Poate multă lume se întreabă ce legătură are Goleștiul cu familia regală. Eu vă aduc aminte că prima noapte pe teritoriul României, regele Carol a petrecut-o la Golești. Și a dormit în conacul Goleștilor. De ziua regalității, publicul a avut acces liber pentru a vizita obiecte care au aparținut regilor României. L-am întâlnit pe regele Mihai și am stat alături de el la 2 metri și am spus atunci, maestate, aveam 7 ani și am plâns toată seara când am auzit că dumneavoastră ați abdicat. Tronul regal va rămâne în următoarele 3 luni la Muzeul Național de Artă, timp în care va putea fi văzut în cadrul unor programe speciale. Apoi va fi returnat Muzeului Golești din județul Argeș.